Pentru ce trăim? De ce suntem noi înșine și nu altcineva? Care este motivul pentru care această viață ne-a fost dată nouă, ca un cadou sau ca o pedeapsă? Ce ar trebui să facem ca să putem să ne continuăm viața chiar și atunci când nu mai știm cine suntem? Și răspunsul ar fi că trăim pentru tot ceea ce am fost, pentru tot ceea ce suntem astăzi și pentru tot ceea ce vom deveni. Răspunsul este că trăim pentru șansa de a o lua de la capăt și mâine, de a învăța un pic mai mult decât am știut până astăzi și mai ales trăim pentru șansa de a deveni mai buni cu noi înșine, mai iertători și mai autentici față de tot ceea ce nu am știut sau nu am putut să fim până în acest punct al vieții noastre. Trăim pentru a ne bucura de ceea ce ne aducea odată tristețe. Trăim ca să învățăm că nu există nimic din afara noastră mai important decât ceea ce construim în interiorul nostru și trăim pentru a învăța că fiecare pas pe care îl facem ne duce într-o direcție, dar pasul și direcția sunt stabilite de cantitatea de suflet pe care o punem. Trăim ca să ne vedem viețile, de multe ori cuprinse de furie, tristețe sau neputință, și tot noi suntem acolo să pricepem că singura salvare și singura putere pe care o avem este felul în care ne creăm singuri realitatea interioară. De acolo, de la ceea ce există în interiorul tău, poți să supraviețuiești oricărui dezastru sau poți să distrugi orice lucru bun ar fi în afara ta. Trăim în primul rând să învățăm că nu există nimic promis în această viață etern pentru noi, că totul se schimbă, că putem pierde tot ce avem într-o fracțiune de secundă, dar dacă știm cine suntem și am muncit să devenim cine suntem, nu ne putem pierde pe noi înșine niciodată. Și acolo, în investiția adevărată, există bucuria adevărată. Pentru că tot ceea ce poate fi pierdut, de fapt, nu ne aparține niciodată. Dar iubirea nu poate fi pierdută. Adevărul nu se pierde niciodată. Și atunci, dacă ne ținem cu adevărat de ceea ce ne ține până la urmă în viață, și anume trăirea autentică, emoția adevărată, descoperim un fapt interesant. Nu trăim degeaba. Trăitul degeaba este acea viață care doar dă bine, dar ea nu există cu adevărat. Trăitul degeaba se referă la bucuria că ai mai păcălit pe cineva, că ai mai distrus un suflet sau o viață, sau că te-ai mai folosit de un om. Trăitul degeaba se referă la o formă de mândrie că cineva care este la fel ca tine, suflet viu, a avut de suferit din cauza ta. Această existență în care tu nu aduci lumină în sufletul tău sau în sufletele celorlalți este una inutilă și este o inutilitate pe care tu în primul rând o vei experimenta, pentru că niciun om care nu aduce cu sine adevăr în ceea ce se petrece în viața sa nu poate fi vreodată mulțumit, nici cu sine, nici cu ceilalți. De aceea, în primul rând, trăim ca să înțelegem de ce suntem și mai ales cine suntem. Indiferent de direcția pe care o alegem, indiferent de greutăți, de neputințe, indiferent de dezastrele pe care le întâlnim pe drum, în clipa în care există adevăr în noi, vom avea mereu, în orice capăt de drum, un nou început, pentru că puterea adevărului este regenerare continuă. Trăim pentru a pricepe că în această viață în care nimic nu este garantat, există o singură garanție
pe care o poți lua cu tine peste tot, și anume sufletul tău și mintea ta. Și această garanție înseamnă, de fapt, echilibrul. Înseamnă, de fapt, șansa de a nu te pierde tu pe tine în frică, în dezamăgire sau în compromis. Pentru că sunt oameni care au încetat să mai trăiască și se bucură că nu mai simt durerea. Dar adevărul este că a simți emoție, trăire, a avea o stare față de cineva sau ceva este amprenta divinității, este amprenta sufletului viu. În clipa în care ne-am oprit să simțim, în clipa în care ne-am oprit să fim adevărați, ne-am oprit să existăm în viața noastră. Și atunci rămâne o imagine a ceea ce ne imaginăm despre noi, ne prefacem că suntem, dar viața în sine se oprește. Pentru că viața există cu adevărat doar în ființa care își acceptă trăirea și alege să facă ceva bun cu ea. Trăim ca să învățăm că binele învinge întotdeauna. Asta pentru că răul, din clipa în care este atins de orice formă de lumină, este nevoit să se arate ca ceea ce este, nu poate să mintă. În primul rând, nu se poate minți pe sine și, în următorul rând, binele este o formă de energie care supraviețuiește oricărei alte forme de rău. Dar pentru asta avem nevoie să păstrăm în sufletul nostru o fereastră pentru acest bine. Și de câte ori se închide orice ușă, trebuie să avem această putere de a privi pe fereastra sufletului nostru și de a găsi acolo acea cantitate de iubire, acel strop de bine care să ne ajute cel puțin să rămânem prezenți în ceea ce contează cu adevărat pentru noi. De-a lungul vieții există foarte multe distrageri de la scopul vieții, există foarte multe tentații și această tentație de a părea cine nu ești, de a fi puternic, de a te impune în fața celorlalți sau de a fi orgolios, ajunge să dispară în clipa în care ai reușit să îți simți sufletul. În momentul în care ți-ai cunoscut sufletul și ai putut să cunoști și alte suflete, viața ta începe să capete exact sensul care i-a fost destinat de la început, și anume viață în tot ce simți. În momentul în care trăirea ta e vie și tu ești viu, știi în ce direcție să mergi, știi cum să te salvezi dacă ești prins în orice formă de rău și mai ales știi și cum să te bucuri, pentru că viața este o călătorie foarte scurtă pe care sufletul nostru o face pe acest pământ și totuși ar fi păcat să nu simțim și bucurie în învățarea tuturor lecțiilor pe care sufletul nostru le descoperă uneori cu stângăcie în propria sa existență. Atât timp cât ne dăm voie să ne trăim pe noi așa cum suntem, descoperim tot ceea ce de fapt ne face cu adevărat puternici și ne ajută până la urmă să pricepem că tot ceea ce suntem de fapt este cine alegem să fim și că avem atât de multă putere asupra celorlalți cât de multă putere îi dăm sufletului nostru asupra propriei noastre vieți. În clipa în care știm că trăim pentru iubire, pentru adevăr, pentru o îmbrățișare sau pentru un te iubesc, atunci știm că suntem exact cine și mai ales cum trebuie să fim.